Miercuri seară, sala de festivități a cabinetului parlamentar a deputatului de Giurgiu, Nicolae Florian, a început să se umple de lume, susținători și simpatizanți care au onorat invitația parlamentarului de a participa la o seară festivă dedicată sărbătorilor de iarnă. Încă de la intrare, oaspeții au fost primiți românește, cu pâine și sare, dar și cu o caldă îmbrățișare din partea deputatului giurgiuvean. Română, bine ați venit! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Bună, bine ați venit! Venim cu forțe noi, da. Să fie un an mai bun, 2014. Să fii sănătoși. Da, să... domnul deputat, să fie atât de noi. Bună seara, bine ați venit. Bine v-am găsit. Nu au lipsit urările și gândurile bune, mesajele tradiționale de Crăciun și speranța că anul ce vine va fi mai bun decât acesta. Respectul pe care dumneavoastră trebuie să-l primiți din partea cabinetului și deputatului Nicolae Florian trebuie să fie pe măsura rezultatelor voturilor dumneavoastră. Și atunci nu o să fiu mai prejos și o să permanent o să vă ofer această invitație de a fi alături de noi în momente aniversare, în momente de campanie și așa mai departe. Dar să nu uităm, în primul rând, că suntem uniți, în al doilea rând, că suntem în prag de sărbătoare și nu avem cum să trecem peste acest moment, să nu ne urăm la mulți ani, să nu ne urăm să avem un an mult mai bun, cu sănătate, noroc și multe bucurii. Atât am vrut să vă spun și cu mare drag mi-am permis să vă invit să ciocniți și un pahar cu vin, ca așa stă bine românului de sărbători. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Să ne urăm unii altora numai bine, împliniri, să fiți sănătoși, să aveți parte de bucurii dumneavoastră, familiile dumneavoastră, și toți cei dragi și să dea bunul Dumnezeu să putem să fim împreună la cât mai multe momente plăcute, așa cum este și cel de astăzi. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! Toți cei prezenți au închinat un pahar de vin și au servit produse tradiționale într-o atmosferă destinsă unde invitații s-au simțit ca acasă.